invitat. Intrăm în live acum. Cu Chris prima, ok. Live. Bună seara, doamnelor și domnilor. Humanitas se ține de cuvânt și nu doar lansează cărți, ci pune umărul peste tot acolo unde simte că e nevoie, că nu strică un umăr în plus. Am început încă din toamna trecută un șir de dezbateri sub titulatura Humanitas Live and Online, pentru că spațiile librăriilor nu mai pot să fie scena pe care să invităm autori, traducători să se întâlnească cu publicul, dar ne încăpățânăm să o facem în această variantă live and online. Iar astă seară ne întâlnim în jurul unui proiect minunat, în jurul unui proiect care pe mine m-a îndemnat să visez și să-mi cumpăr cărămizi, o dezbatere, o întâlnire, o discuție despre teatrul independent, proiectul Grivița 53, împreună cu Chris Simion Mercurian, Oana Pelea, Matei Vișniec, Cotrin Trițescu. Ce sperăm noi la capătul acestei întâlniri? În primul rând, cred că sperăm noi cei cinci de aici să ne dăm încredere, să ne picurăm optimism unii altora și sigur să vă convingem să fiți cât mai mulți cei care să vă alăturați acestui minunat proiect. E un risc să fiu patetică, am mai fost și în alte rânduri, dar sunt patetică din mijlocul sincerităților și disperărilor mele. Un lucru mi este foarte limpede. Se pare că în România, dacă nu ne construim singuri spitale, școli, universități și, iată, teatre, nu se grăbește nimeni să ni le construiască. Cred că e foarte bine să asumăm acest trist adevăr, dar să nu depunem armele. Ceea ce a gândit Chris Simion Mercurian, ceea ce fac alăturându-i se ei și invitații de astă seară și încă atât de mulți alți actori, parteneri, deja sponsori ai proiectului, e o dovadă că se poate merge înainte, fără, cum spuneam, a depune armele. O primă întrebare în seara noastră, sigur că o privește pe Chris Simion Mercurian, care aș ruga-o ia cea din tâi să ne spună povestea acestei Grivița 53. De ce Grivița 53? De ce nu Mogoșoaia 17? De ce nu Lascărcat Argiu 29? De ce Grivița 53? Cum am ajuns aici? Bună seara și, în primul rând, bine ați venit în povestea Grivița 53, pentru că în 2016 a fost anul magic în care am decis să nu mai aștept și să acționez. Singura avere pe care o aveam era casa bunicii mele și pe aceasta am pus-o la bătaie. Respectiv am vândut-o și cu banii pe care i-am câștigat am cumpărat un teren pe calea Griviței 53. De aceea Grivița 53. Ulterior am descoperit că de fapt pământul acesta ne-a ales pe noi și nu invers, pentru că este Grivița veche, partea de Grivița care dă înspre Bulevardul Dacia. Este unul din, în perioada interbelică, era considerat Montmartre al Bucureștiului. Avem vecini de care suntem onorați. Vis-a-vis este Facultatea de Bele Arte, lângă este atelierul, fostul atelier al lui Brâncuș, la vreo 300 de metri este locul unde a fost Cișmeaua Roșie, primul teatru din București, Biserica Sfinții Voievozi. Avem mulți vecini care sperăm noi să ne primească
repede în zona aceasta. Iar după ce am achiziționat terenul, am dat start proiectului, care de la bun început a fost gândit pe comunitate, pe o atitudine, nu pe un cuvânt, și când zic atitudine, mă refer la împreună. Cărămidă cu cărămidă, om cu om, după exemplul Ateneului, să ridicăm acest edificiu, care cred eu că poate să devină un exemplu de curaj și inspirație pentru generațiile care vin. Să lăsăm o moștenire Bucureștiului, de care să se vorbească și atunci când noi nu vom mai fi. Pe lângă faptul că este o scenă, poate va fi prima scenă independentă de teatru dotată profesionist, cu toate echipamentele tehnice necesare. Dacă îmi permiteți, Crisimion, pentru publicul nostru care poate nu-i foarte familiarizat cu acest concept, îmi pare ușor de înțeles, dar cred că merită un pic insistat. Ce trebuie noi să înțelegem prin teatru independent? Ce înseamnă independența atunci când vorbim despre un teatru? Că nu e finanțat de primărie, că nu e... Bine, e liber de program? Cum să înțelegem? Greșit, e puțin greșit folosit termenul independent, că e mai degrabă un termen care definește un anumit tip de estetică. Mai degrabă aș spune că este un teatru privat, dintr-o inițiativă privată, o inițiativă care se renaște în București după 75 de ani, pentru că ultimul demers privat în această direcție a avut Liviu Ciulei, inginerul constructor Liviu Ciulei, tatăl regizorului Liviu Ciulei pentru fiul său. Din 1946 până astăzi nu s-a replicat o inițiativă privată în acest sens. Deci am putea să-i spunem teatru privat, dar este mai mult decât un teatru privat și de aceea o să dezvolt mai târziu de ce am ales să-l numim teatru independent. Îmi place că ne-am configurat cumva în seara aceasta. Sunteți, de fapt, actorii principali ai teatrului, prin actor înțelegând și regizorul, și autorul, și actorul. Mi-e greu să spun care e rolul cel mai important, pentru că, de fapt, pe undeva cred că aici e magia teatrului, că are nevoie de atât de multă lume ca să ofere ceva întâlnirii cu publicul. Am să merg totuși înspre Oana Pelea, provocând-o și pe ea cu întrebarea care e Oana Pelea pentru dumneavoastră, înțelesul noțiunii sintagmei de teatru independent, lăsând deoparte tehnicalitățile. Cum visează Oana Pelea la un teatru independent? Ce e în visul acela al ei? În primul rând, bună seara la toată lumea și mulțumesc Humanitas pentru ocazia asta de a ne întâlni și de a vorbi despre acest vis pe care Crisimion l-a început și pe care noi, umile așa, suntem mai mulți și încercăm să-l aducem la realitate. Crisimion, acum câțiva ani, când vorbea despre teatru independent, a dat o sintagmă foarte frumoasă și a spus teatru independent de orice. Și se pare cel mai bine, adică e un teatru care are libertate, care se poate susține singur, care nu apelează la ajutor, cum să spun, nu e susținut doar de stat și așa mai departe. Visul ăsta e cu atâta mai, eu l-am urmat pentru că e cu atât mai incredibil în perioada pe care noi o trăim acum. Teatrul nu poate fi independent decât o singură
o singură secțiune nu poate să fie, nu se poate teatrul despărți de public. Deci publicul, de public depinde. Altfel, sigur că ne dorim un teatru care să stea pe picioarele lui, să funcționeze autonom și așa mai departe. Demersul mi se pare cu atât mai excepțional, pentru că trăim ceea ce trăim, trăim un timp în care mai, mult mai repede se dărâmă decât se construiește. Sunt foarte puțini oameni care au curajul de a construi un teatru în timpul în care teatrele, de exemplu, sunt închise. Și noi nu avem posibilitatea, știm foarte bine, de un an și ceva, să ne producem pe scenă și să fim împreună cu spectatorii. Din cauza asta mi se pare un demers atât mai mult de urmat. A fost foarte emoționant, am avut un spectacol făcut pentru strângere de fonduri și a fost foarte, foarte emoționant răspunsul publicului și publicului din străinătate și publicului din țară prin donații. Și sigur că avem nevoie de dumneavoastră, pentru că fără dumneavoastră, public, și fără ajutorul care vine din partea dumneavoastră, nu avem cum să construim un teatru. Ar fi extraordinar să demonstrăm că putem fi împreună în construcția unui teatru care, iată, așa cum spunea Chris, nimeni nu s-a mai încumetat să viseze la așa ceva de 75 de ani. Deci ultimul teatru, pentru că au fost discuții, ultimul teatru construit de la zero a fost al lui domnul Ciulei și l-a construit pentru fiul său, Liviu Ciulei. Ce credeți, Matei Vișniec, mai e publicul dependent de teatru? Publicul francez, publicul român, ce grade de dependență, de adicție detectați și cât de greu e sevrajul în aceste vremuri? Este bună seara. Nu dispare teatru așa de repede, nu mor caii când vor câine, cum spunea poetul Nichita Stănescu. Virusul nu va ucide teatrul. Dimpotrivă, am o informație foarte interesantă din Franța, și anume că studenții care s-au prezentat la conservatoarele de teatru ca să devină actori au fost mai mulți anul trecut și s-ar părea că anul ăsta, în ciuda pandemiei. Adică este o informație absolut 100% verificată. Am vorbit cu director de conservatoare, cum se numesc aici școlile de teatru, și în ciuda faptului că este o paralizie culturală, o paralizie a teatrului la Paris, de pildă, de peste 4 luni, toate teatrele sunt închise, și cinematografele, și restaurantele, și cafenele, ei bine, tinerii vor să facă teatru și este foarte bine să facem teatru și în timp de pandemie și în afara pandemiei. Proiectul acesta mi se pare absolut sublim, extraordinar, din punct de vedere cultural, din punct de vedere uman, din punctul de vedere al extinderii spațiului democratic în România. Și mă explic, sunt 3 elemente. Uman vorbind, e foarte important să sprijinim acest proiect și mă adresez tuturor celor care ne privesc și celor care ne vor privi, pentru că este o experiență comună, aș spune o experiență sociologică, socioculturală comună, cum nu s-a mai făcut de multe vreme. Deci putem să o facem, haideți să o facem, să ne demonstrăm că putem fi activi, putem ieși din letargie, putem fi eficienți și putem îmbogăți ceva ce lipsește Bucureștiului, acest etaj, acest spațiu al companiilor independente și al teatrelor independente. Eu când am ajuns în Franța în 87, bineînțeles, eram hrănit cu un teatru foarte bun în România, de stat, instituțional, cum era el. Dar în Franța am descoperit și după aceea în alte țări occidentale acest peisaj extraordinar, această constelație de teatre private și de companii independente care aveau locuri unde să joace. Sunt mai multe detalii, dar o companie independentă poate fi itinerantă, de pildă, și joacă unde poate, sau își închiriază un spațiu și face teatru independent cu un spațiu pe care l-a închiriat sau l-a transformat. Există legislație în Franța care permite teatrelor independente să se dezvolte și cu bani publici la un moment dat, cu un procent de bani publici, pentru că dacă legislația este bine făcută, când un teatru privat aduce servicii culturale populației, aduce servicii de ordin
pedagogic, de ordin ceva ce ține de formarea în capul oamenilor a valorilor democratice, ceva ce incită la forjarea spiritului critic. Deci toate aceste servicii civice pe care le aduce o instituție culturală privată, ea merită să fie subvenționată și de stat. Or, atunci când legislația este bine făcută, aceste posibilități, aceste pasarele nu financiare există. Revenind însă la aspectul deja al acestui proiect care m-a încântat, vreau să-l felicit, bun, pe Cris am mai felicitat-o și spun că suntem împreună cu ea și că tot ceea ce a lansat ea este absolut frumos și interesant și o vom duce la capăt. Îl felicit însă pe arhitect, pentru că a plasa într-un cartier istoric care are, nu, viața lui, care a avut viața lui, care a avut ștaiful lui, parfumul lui, care are el personalitate, un, aș spune, un obiect de artă care este și spațiu de joc, de viață, de iradiație culturală, nu e ușor, ori cred că avem aici cea mai bună proporție între eficiență, frumusețe, integrare în cartier, scară umană. Teatrul așa cum e conceput este foarte frumos. Îl iubești din prima. Există foarte multe astfel de inițiative pe planetă, în orașe mari, unde, să zicem, o clădire care devine un centru de iradiere culturală, de, nu, unde pulsează cultura, uneori transformă un întreg cartier. Îmi vine acum în minte, de pildă, Piccolo Teatro de la Milano. Acum mulți ani am avut un spectacol acolo și am discutat cu cei din cartier, cu actorii și am aflat că la origine, când l-a făcut Strehler, nu era nimic în cartier, adică nu era viață culturală. Și treptat, datorită acelui teatru, au început să crească. Se creează niște centre, niște cercuri concentrice în jurul unui astfel de, cum să zic, de obiect pulsatoriu. Un teatru, o galerie de artă, o, știu eu, o sală de expoziție, o galerie. Deci sunt convins că în acest cartier pe care îl iubesc și eu și îl știu foarte bine, odată pornită, nu, mecanica, pornit acest transatlantic staționar care este teatrul Grivița, se vor crea niște cercuri concentrice de cultură, de afectivitate, de sociabilitate. Oamenii vor veni să-l vadă, vor crește, se vor mulți cafenelele, restaurantele, alte spații culturale în jur, galerii de artă. Deja există acolo o tradiție culturală și Chris ne-a vorbit despre ceea ce este deja în cartier. Oricum, acest obiect grațios, frumos, bine gândit, echilibrat, care include în el la parter și elemente de arhitectură tradițională care e crescută din cartier, din istoria cartierului, încă o dată spun, este o tăritură de aur în acest obiect care va fi îndrăgit de public, sunt convins. El are și dimensiunea necesară pentru a funcționa din plin, adică mi-ai spus, Chris, că sunt 150 de locuri, este perfect pentru un teatru independent. Vreau să spun un lucru legat de diversitate. Este într-un fel datoria executivului, puterii politice, a, știu eu, statului să asigure într-un stat democratic diversitate de oferte culturale. Când nu asigură statul, facem noi eforturi artiști să avem diversitate. Un teatru privat nu se exclude și nu se suprapune pe un teatru subvenționat. Teatrele noastre subvenționate din București le știm și le iubim. În general, un teatru privat și o companie privată face ceva altfel. Ceva altfel de care noi avem nevoie și publicul și artiștii, adică și actorii și autorii. Și vă dau un exemplu. Eu am debutat în Franța la teatre private și cu ajutorul unor companii independente. De ce? Pentru că acolo mobilitatea era mai mare. Companiile acestea independente, private, căutau autori în viață, autori noi. Eu nici nu mai știam că sunt autor în viață, nu auzise niciodată termenul acesta în România, auteur vivant. În Franța căutau diverse trupe autori în viață, ba le și propuneau să scrie pentru ele.
Acest tip de mobilitate pe care îl oferă un teatru privat sau o companie independentă este benefică și pentru repertoriul românesc, și pentru autorii care scriu și uneori se luptă ani de zile să-și vadă un proiect pus în scenă, ori teatrele private, companiile independente se mișcă mai repede. Un autor, o întâlnire, o piesă care îi place directorului sau trupei din jurul lui este pusă imediat în scenă. Deci această mobilitate nu poate fi decât benefică și orașului București și mai ales faptului că noi avem acum în geografia umană a vieții culturale din România mulți actori care uneori nu au ce face. Pentru că școlile de teatru s-au înmulțit, acești tineri caută nu oxigen cultural. Deci încă o dată acest tip de exemplu, companie independentă, teatru privat, o poate oferi locuri de muncă, spațiu de expresie pentru zeci și zeci de actori sau regizori tineri. Deci, încă o dată, sunt atât de multe direcții în care acest proiect este benefic. Și nu în ultimul rând, repet, democrația, dezvoltarea spiritului critic și stimularea inițiativei. Uneori am impresia în România că se fac repede foarte multe lucruri bune și că alte lucruri necesare despre care toată lumea spune că trebuie făcute nu se fac decât foarte încet. Deci, încă o dată, e un test din toate punctele de vedere, uman, cultural, sociologic, în materie de democrație, de organizare, de capacitate, un test de solidaritate culturală, civică și umană. Și celor care ne privesc, îi invit pe cei care ne privesc să participe la această bucurie de a acționa. Pentru că peste 2 ani, dacă lucrurile merg așa cum sunt lansate acum, vom bea un pahar de șampanie în fața acestui teatru sau chiar în interior, dacă vom avea loc la inaugurare. Voi reveni la cel puțin 2 dintre ideile dumneavoastră, Matei Vișniec. Dar trebuie să exploatez deja excelenta introducere pe care i-ați făcut-o arhitectului Codrin Trițescu, care e responsabilul acelei imagini care la un moment dat cred că a și apărut pe ecrane. Imagine care și pe mine m-a cucerit, m-a convins, da, recunosc, deși s-ar zice că sunt un om al cuvintelor, pui un foie, o imagine a făcut cât 1000 de cuvinte. După ce am văzut planurile, întâi am încercat să-mi cumpăr niște cărămizi mărțișori direct de la Oana Pelea, care era la MCR, dar coada m-a înspăimântat, fiind eu puțin ipohondră, drept care mi-am luat o cărămidă trimisă prin poștă, imaginându-mi că undeva cărămida asta a mea e și ea un centimetru pătrat din atât de frumosul proiect pe care l-am văzut. Codrin Trițescu, spuneți-ne și povestea teatrului ca spațiu fizic ce urmează a fi locuit spiritualicește. Mulțumesc în primul rând domnului Vișniec pentru aprecieri. Mulțumesc enorm. Sper ca proiectul să iasă într-adevăr așa cum ne dorim și așa cum îl vedem deocamdată schițat. Clădirea viitorului teatru este o inserție într-o zonă istorică așa cum este evident că știe toată lumea. Însă chestiunea este că o zonă istorică care în momentul acesta are ca statut are un statut de zonă protejată impune o serie de condiții urbanistice ca să putem insera acolo orice fel de obiect. Terenul este oarecum special și tocmai pentru că terenul este special a rezultat acest volum. Terenul este îngust,
că casele existente pe teren, ceea ce vedem în imagini, sunt la nivelul parterului, sunt fațadele clădirilor existente pe care le păstrăm. S-a făcut un studiu istorico-arhitectural care să ne ghideze vis-a-vis de intervenția asupra acestor clădiri, care sunt și monumente pe lista monumentelor, iar ridicarea pe verticală pur și simplu este impusă de dimensiunile terenului. Am avut noroc că pe spate este o clădire care se vede mai puțin în desenele pe care le avem acum în față, însă este o clădire suficient de lată cât să poată să primească în interiorul ei sala de 150 de locuri pe care am avut-o de la bun început ca cerință principală de temă, să spun așa. Contextul existent este mănușă pe proiectul lui Chris. Și faptul că facem o intervenție, să spunem, de factură contemporană într-un context istoric, nu face decât să fim cumva în acest, să spunem, spirit de independență, de libertate, de contemporaneitate în care ne-a atras și ne conduce în continuare Chris Simion. Deci dacă este să vorbim despre clădire, aș vorbi mai puțin despre ea, cât aș vorbi la început foarte mult despre zona în care ea se înscrie. Este deși o zonă istorică valoroasă, trebuie să recunoaștem că în momentul acesta, de jur împrejurul terenului și clădirii pe care ne propunem să o construim, lucrurile nu stau foarte bine. Lucrurile stau mai degrabă rău. Foarte rău, sunt foarte multe clădiri părăsite, sunt foarte multe dintre ele aproape în stare de prăbușire și este evident, așa cum spunea și domnul Vișniec înainte, că apariția unui proiect de asemenea factură acolo nu va face nimic altceva decât să ducă, sperăm cât mai repede, de a ridica interesul vis-a-vis de întreaga zonă. Pentru că, desigur, proiectul în sine, conceptul, este foarte frumos al lui Chris, însă noi sperăm ca prin implementarea lui acolo să relansăm cu adevărat zona. Felul în care se proiectează într-o zonă istorică, cu constrângerile respective, nu face decât să ne impună un mod de a ne raporta atât la volumele existente din punct de vedere, spațial, dar și din punct de vedere al marcării în timp a gesturilor pe care le facem acolo. Calea Griviței, așa cum o știm noi, acea porțiune despre care discutăm, este un traseu cu clădiri făcute în epoci diferite, deși ele par oarecum unitare. Există diferențe relativ importante între ceea ce vedem, să spunem, în capătul dinspre Gara de Nord a străzii, respectiv în capătul dinspre Bulevardul Dacia. Toate aceste gesturi și-au marcat epoca, unele foarte frumos, unele extraordinar. Noi încercăm să ne inserăm în acest context și să fim la înălțimea zonei și evident la înălțimea proiectului de suflet al lui Chris. Și din câte am înțeles, dincolo de sala de spectacol care va fi inima clădirii și sigur să sperăm că va pulsa cultural, cum frumos a spus Matei Vișniet, înțeleg că această clădire va adăposti și câteva spații conexe,
Chris Simeon, vă gândeați la o cafenea, la o mică librărie, un spațiu expozițional. Deci vorbim despre ceva mai mult decât doar despre o sală de spectacol, punct. Preiau. Da, este mai degrabă un hub. Inima este teatrul, dar se alătură lui foaierul, care va fi transformat permanent într-un spațiu expozițional. Este destinat un spațiu pentru librărie, bibliotecă, cafenea. Se și vede în imagine o terasă care va fi utilizată pentru filme de artă în aer liber, pentru spectacole de teatru în aer liber atunci când ele se pretează pentru a fi jucate open air, concerte. Este mai degrabă un hub. Bun, dar trebuie spus, iată-mă, că dacă se poate, pot să intervin? Da, sigur. Teatrul nu este doar, sau proiectul acesta, dacă vorbim despre teatru ca și funcțiune, în afara sălii de spectacol există toată infrastructura necesară funcționării unui teatru. De la depozitele de costume, la depozitele de decoruri, la cabinele pentru actori, sunt o serie de spații tehnice necesare scenei cu trape care pot ridica diverse decoruri. Există un circuit specific fiecărui teatru, chiar dacă el este un teatru, să spunem, adică faptul că este un teatru independent nu îl absolvă de obligația de a funcționa impecabil într-un spațiu special destinat, pe care noi l-am gândit și l-am proiectat în acest scop. Deci, pe structura asta a teatrului se grefează toate celelalte funcțiuni care fac din el un centru cultural, să-l putem numi. Mai e ceva, mă scuzați că povestesc eu despre funcțiunile clădirii, dar în fine, cred că le știu cel mai bine în acest moment. Pe lângă sala principală a teatrului, există o a doua sală posibil de folosit, care este sala de repetiții generale. Practic, independența aceasta a instituției îi va putea permite să joace două spectacole eventual diferite, una în sala de repetiții generale, pe care noi am, care are aproximativ aceeași dimensiune ca și sala principală. În același timp se va putea întâmpla ceva pe terasa de sus și, desigur, în foaierul, care este suficient de mare, astfel încât să se poată face și acolo orice, mă rog, un tip de spectacol dedicat acelui spațiu. Asta, atât deocamdată. Cris, te rog, eu preia. Mersi. E evident că nu ne gândeam la un spațiu neconvențional, lipsit deci de toate aceste facilități care fac ca un spectacol să fie un spectacol care să beneficieze de toată infrastructura, care fac ca un actor să se simtă un profesionist, așa încât aici eu v-aș provoca, Oana Pelea, cum e să joci și să se audă claxoanele din stradă, înjurăturile? Pentru că știu că am fost la rândul meu martora a două spectacole într-unul, așa ca promoțiile în magazine, un doi într-unul, când voi, tu, Răzvan Vasilescu, cred că eram la scaunele, voi jucați pe scenă, eu dădeam să mă scufund în jocul vostru, în darul vostru, și s-auzea o sirenă, o înjurătură, un claxon, o frână. Mă întrebam de ce nu ieșim măcar să jucăm cu totul în parc pe acolo, pe Caldar. Iertare, Lilia, întrebarea este, la Grădina Icoanei ai fost și s-au întâmplat astea? Sau da. La...
La icoane, da. La icoane, da. Da, n-am ce nu să mai zic. Vorbesc de telefoanele din sală aici. Sper că Chris Simion va pune niște detectoare la intrare sau nu știu. Există un avans. Va fi un jurământ, vom jura cu mâna pe cărămidă că nu, noi nu ne ținem telefoanele deschise. Există un avantaj, am și eu traumele mele ca regizor și atunci cred că prima achiziție pe care o vom lua va fi acel aparat de în care se anulează telefonul mobil. Dacă e legal, atenție, că nu știm dacă avem voie să anulăm sau nu. Dar până acolo, cred că aș vrea să-i răspund lui Lidia ce înseamnă să joci auzind tot ce este afară, dar aș vrea să vă spun că eu am jucat și în Elveția într-un teatru care era făcut dintr-un vechi grajd și se auzeau vacile pe câmp. Deci am o experiență vastă în chestia asta. Ce pot să spun eu de acest vis frumos? Planul domnului arhitect Codrin mi se pare superb, tocmai pentru că are, iată, sunt toate puse la dispoziție. Adică vreau să vă spun că o sală de repetiție într-un teatru este aur. De obicei, în sălile mici în care am jucat prin tot felul de spații improvizate sau mai puțin improvizate, repetam în alt spațiu și veneam cu spectacolul aproape gata făcut ca să putem să-l punem pe scenă, pentru că scena teatrului nu mi se dădea decât 10 minute, ăsta 10 zile maxim, o săptămână, sau 3 zile. Sau 5 zile maxim. Asta dacă făceam parte din, cum am făcut parte de 20 de ani, din, cum să zic, chestia independentă, din mișcarea independentă. De, așa funcționa. Deci a avea un spațiu de repetiție, avea o terasă, avea un spațiu care după aceea poate să devină expozițional, să poți să faci evenimente acolo, putem face în fiecare seară alt eveniment paralel cu spectacolele, mi se pare excepțional. Ceea ce mi se mai pare extraordinar și a spus Matei este că se poate oferi acest... România are cum să zic, o cantitate enormă de talent, sunt oameni tineri, sunt oameni foarte talentați, care vor să existe într-un teatru și nu au unde, pentru că teatrele de stat nu primesc, nu mai au locuri și așa mai departe. E un întreg blocaj și e o generație care suferă major din pricina asta. Nu au unde să exercite talentul și unde să existe pe scenă. Și mai mult decât atât, acum sunt și loviți... cum să spun, de pandemie și de tot ceea ce trăim. Adică, într-adevăr, generația asta tânără de actori este într-o suferință și într-o foame extraordinară de a se exprima. Și dacă toți suntem aici și facem tot felul de apeluri, aș face apel și la această generație tânără să ne fie alături și să ne fie alături și în lupta asta de a strânge donații și așa mai departe. Îi așteptăm cu mare drag să vină și să spună că vor să ajute acest teatru. Da, sigur. Așa de mult mi-a plăcut povestea cu zgomotele care se aud, că vreau și eu să spun numai decât sunt benefice când auzi zgomotul orașului în jurul scenei, în jurul teatrului. Ăsta este sensul teatrului, să fie în mijlocul orașului, să creeze o punte între, nu, ce se întâmplă acolo în spațiu mic și ce se întâmplă în jur, în spațiu mare. Deci, da, să știți că în jurătura românească e de natură poate să facă fie, vraja praf. S-ar putea să fie uneori puțin cam greu de îndurat. Dar nici e nu de putem... la oraș la oraș această sinestezie. Nici nu ne putem retrage cum făceau grecii antici, își plasau teatrele pe malul mării ca să audă zgomotul valurilor. Ei bine, noi trebuie să ne obișnim cu zgomotul orașului, sunt orașele noastre,
treptat, îi vom civiliza și pe cei care trec pe lângă teatre și cei care vin la teatre. Nu e ușor, dar un teatru este și un loc de civilizare a ochiului, nu? Chiar a persoanei, de lecție, de democrație. Și tocmai mă gândeam la faptul că nu știu câte mii de oameni, poate 1000, 2000, 3000, nu știu, Chris, ai să știi la un moment dat câți oameni vor contribui pentru a pentru că acest teatru să devină posibil. Toți acești oameni vor avea cu siguranță opinii diferite, poate opinii politice diferite, gusturi estetice diferite, gusturi privind, știu eu, vacanțele, hainele, vor fi foarte diferiți între ei. Ori exact acest lucru, democrația este asta. Dreptul de a fi diferiți fără să ne omorâm între noi. Dreptul a ne respecta rămânând diferiți. Dreptul de a dezbate în contradictoriu, rămânând în continuare, aș spune, umani, politicoși, deschiși, raționali. Ori un teatru, cum spuneam și cum cred în continuare, este un fel de centru de iradiere a democrației. Cu cât vom avea mai multe teatre la București, cu atât îi va merge și democrație românești mai bine, după părerea mea. Dar vă las... Câte teatre are Parisul, Matei Vișniec? Cam câte teatre are Parisul? Oh, ce să vă spun? Știu că în vremurile bune erau cam 600 de spectacole pe seară. Adică intrând acolo și concerte și operă și dans, deci cam aici ne mișcăm, între 600 de locuri unde se pot întâmpla diverse lucruri. Bineînțeles, teatrele cu trupe permanente este unul, Comedia Franceză, restul sunt spații unde vin trupe să se exprime. Chiar și Teatrul Național de la Colină este un teatru de proiecte. Acolo vin regizorii cu trupele lor și propun proiecte. Deci există astfel de mobilitate. Sunt marile teatre private pe marile bulevarde, nu? Bulevardul Crimei. De ce se numea Bulevardul Crimei altădată? Pentru că în respectivele spectacole erau foarte mulți morți. Deci nu se întâmplau crime pe bulevard, dar pe Bulevardul Crimei erau foarte multe teatre private unde a fost o modă când se murea pe scenă. Așa erau poveștile și teatrele acestea mici pe care eu le-am descoperit când am ajuns sunt fabuloase. Eu am debutat într-un teatru care se numește Ghișe Montparnasse și este mic de 80 de locuri. Teatrul lui Eugen Ionescu, unde a debutat Eugen Ionescu. Avem impresia că este, nu știu, mai mare decât în realitate. Este un teatru de 80 de locuri. În aceste teatre mici de buzunar au apărut, de fapt, nume extraordinare și au reușit ele, aceste teatre de buzunar, să promoveze autori când au avut ei nevoie să fie promovați. Da. Da, Cristian, da. Aș vrea să îl completez pe Matei. Pentru că cred că e important de spus că va fi prima scenă profesionistă de teatru independent. Pentru că în momentul acesta în România, teatrul independent se întâmplă în spațiu improvizat. Cam 95% din spațiile independente din România sunt spații improvizate, fie că sunt subsoluri, cafenele, beciuri, lăptăria lui Enache când era. Nu mai eu cred că am jucat în aproape, cred că am jucat și în bucătării. În cele mai neconvenționale, ca să nu le spun altfel, în cele mai neconvenționale spații. Ce e important la Grivița 53 este că va fi profesionist, dar îți va lăsa libertatea dacă vrei să auzi claxonul, că vrei tu să-l auzi pentru că este o necesitate artistică, atunci să poți să-l auzi, dar să nu-l auzi pentru că se dărâmă coșmelia lângă și n-ai încotro. Și atunci cred că e important ca cei care se uită în acest moment la noi să știe că proiectul, visul acestui proiect este de a naște prima scenă profesionistă de teatru independent.
și că... Da. Cumva m-am străduit să duc discuția noastră și în această zonă mai puțin încântătoare a cifrelor și a teraterului, să spun. Poate că pe unii dintre cei care, intrând în site-ul de prezentare sau citind despre proiect, suma necesară îi poate speria, nedumeri. Ori am ținut cumva să vorbim despre spațiile conexe, despre planul arhitectural elaborat, despre nevoia de materiale care să asigure acolo unde e nevoie antifonare. Ne gândim desigur și la o echipă care urmează să deservească acest loc, va presupune și niște locuri de muncă. Deci costurile, dragii noștri, să nu vă sperie, să nu vi se pară nejustificate. Sunt convinsă că fiecare euro din acest precalcul, din acest buget anticipat, e gândit în așa fel încât Grivița 53 să fie o scenă profesionistă. Cred că am spus corect, Cristinion, completați-mă. Sunt 1400 de metri pătrați, sunt în București case mult mai mari decât teatrul nostru. Costă, este bugetat la 2 milioane de euro, fără a pune în acest buget terenul pe care l-am donat, care a fost în valoare de 200 de mii. Deci 2 milioane de euro este teatrul cu tot cu echipamentul tehnic de sunet, lumină, scaune. Nu ne-am permis să bugetăm high level în materie de sunet și lumină. Am pus un echipament mediu, dar care să ne asigure o funcționare decentă la început. Adică este ales un echipament care să ne permită toate tumbele artistice pe care vrem să le facem. Iar noi am împărțit această sumă, care la început în 2016 îmi era imposibil de cuprins mental, mi se părea o utopie, am împărțit-o, ne-am jucat cu cifra 53, pentru că eu cred că este o cifră magică. 5 plus 3 egal 8, răsturnat este infinit. Și ne-am jucat cu acești 53 și atunci am împărțit cele 2 milioane la 53 de euro și ne-au dat un număr de cărămizi. În acest moment, cu ce am reușit să strângem în cele exact, cu ce am reușit să strângem în cele două campanii, 2017-2019, și cu ce am reușit să strângem în campania de anul acesta, avem 351.000 de euro. Este enorm de mult, pentru că noi vorbim aici de donații individuale, nu de firme care s-au asociat și care au venit cu o sumă mare, ci de oameni care au donat om cu om și au înțeles energia proiectului. Deci noi, dacă o ținem așa până la sfârșitul anului, chiar reușim să strângem suma de care avem nevoie să începem șantierul la anul. Ce e iar important de spus este că această cărămidă pe care o am și eu, dar o să vorbesc despre ea, vreau să o ascund, să nu se vadă prea bine, pentru că este o cărămidă unică, dar aș vrea să vorbesc la final despre ea. Această cărămidă este 53 de euro și este o cărămidă ctitor, în sensul în care este trecut numele pe această cărămidă, numele ctitorului. Noi trimitem prin curier cărămida fizic, concret, acasă, la voi, și numele vostru apare ulterior în foaierul teatrului. Cred că ar fi fost foarte simplu să construim niște ziduri și atât. Adică să construim un imobil și n-ar fi fost foarte simplu. Dar ne-am încăpățânat să construim o comunitate și să construim un spirit. Și tot efortul acesta pe care îl depunem, de fapt, în spate ascunde o mare bucurie. Că ne și alegem și că teatrul acesta nu vrem să se nască oricum, oricând,
ci atunci când va fi gata să ne reprezinte și fiecare bucățică de suflet care va fi acolo să reziste. Vreau și eu să completez ceva, adică să spunem puțin mai clar. Chris a zis că toate sunt donații individuale și extraordinare. Asta nu înseamnă că noi nu așteptăm donații majore din partea, nu știu, multinaționale sau așa mai departe. Sau mă gândesc că ar putea lumea să doneze și materiale de construcție, adică nu orice ajutor care vine înspre noi. La țară, pe vremuri, asta eu știu, când un om sărman nu putea să-și facă o casă, veneau vecinii și unul aducea un kilogram de cuie, altul aducea lutul, altul aducea și se înălța casa aia. Deci noi cam suntem în situația asta, vrem să înălțăm o casă pentru toată lumea și avem nevoie de ajutorul tuturor ca să existe, cum să zic, visul ăsta. Nu mi-a fost niciodată rușine, aș vrea să spun, nu mi-a fost niciodată rușine să întind mâna pentru a construi un vis. Deci stăm cu mâna întinsă la toată lumea ca să fim ajutați a construi această casă în care noi putem să visăm și să vă dăruim dumneavoastră publicului vise. Și această casă va fi un premiu și aș vrea să-l menționez, pentru că datorită nebuniei făcute de Codrin Tritescu, în 2017, la Marsilia, unde au concurat 585 de proiecte, au fost 7 premii și România, pentru prima dată, a câștigat premiu prin Grivița 53 și prin arhitectul Codrin Tritescu, un premiu unic. Până la acel moment și nici după noi, România n-a urcat pe podium. A fost un moment unic de care suntem extrem de mândri, pentru că este recunoscut internațional. Deci casa noastră are și o recunoaștere. Da. Am să adaug că și librăriile Humanitas se pun la dispoziția proiectului. Vom găzdui și cărămizi și pliante, flyere de prezentare. Am pus la cale și un carnețel care va costa vreo 5 lei și banii ăștia se duc înspre Grivița 53. N-o ducem noi cel mai bine, ba din contra, aș spune, zâmbeam, Matei Vișniec, v-am întrebat de numărul teatrelor din Paris, pentru că astăzi chiar am citit că Parisul are aproape 700 de librării, iar România toată nu are 150 de librării serioase. Zice ea că are 250, dar cele mai multe, vreo 100 sunt de fapt papetării. Da. Pentru final am o întrebare visare, visătoare pentru toți noi, dar Chris Simion, spuneați că e o poveste a cărămizii pe care o tot ascundeți acolo între palme. Aș ascunde-o în suflet, doar că trebuie să o dau. Pentru că este ultima cărămidă din cele 1300 pe care le-am avut de la Wienenberger. Este ultima, este unicat. Este semnată Oana Pelea. Și este semnată pe 7 aprilie, când Amza ar fi făcut 90 de ani. Și este o cărămidă pe care începând de astăzi, până de Paște, de fapt până de Florii, o licităm pe Facebook-ul Grivița 53. Și de Florii vedem cine se va bucura de ea. Deci pe Facebook-ul Grivița 53, începând de astăzi, până de Florii, o vom avea personaj principal.
ea închide peretele celor 1300 de titori și de mâine în librăriile Humanitas, pentru că spargem gheața cu voi și să ne purtați noroc, vor intra cărămizile de la Ceramus, care vor fi la fel inscripționate cu Grivița, cu G53, primul teatru construit împreună. La fel vor fi scrise cu numele ctitorului. La fel vor pleca spre voi. Și când teatrul va fi gata... Vreau să spun lumii că această cărămidă este o minune la Casa Omului, mai cu seamă la Casa Omului scriitor. Eu o folosesc, o țin pe birou și am stiloul, markerul, creionul. E foarte bună. Alteori am nevoie de ea ca să sprijin telefonul pentru o teleconferință. Deci, credeți-mă, nu e doar un obiect de care te atașezi. E un obiect fără de care eu n-aș mai putea să-mi administrez munca de la domiciliu, telemunca, cum am aflat că se cheamă acum. Mai avem și parte dintre autori aici de față, Oana Pelea, Matei Vișniec, care intră și ei în campanie. Cărțile lor dau din încasări, la fel către Grivița 53. Spuneam, Matei Vișniec, că am să înhaț măcar o provocare, măcar o ștafetă din lucrurile pe care le-ați spus. În primul rând, mi s-a părut important și din nou am să rog pe Cris Simion să sublinieze acest lucru. Înțeleg că vorbim despre un teatru care va pune în valoare literatura dramatică contemporană de valoare, se subînțelege. Așa am înțeles din interviurile pe care le-ați dat, din articolele care s-au scris, va fi un teatru foarte viu și prin aceea că autorii textelor regizate vor putea fi felicitați sau nu la sfârșitul spectacolului, ei fiind în carne și oase eventual în sală. Sunt două direcții, cel puțin două direcții pe care ni le dorim. Texte scrise unicat de dramaturgi contemporani și am deschis deja această listă și Matei se află printre ei. Și dramatizări după texte esențiale, atât din literatura contemporană, cât și din literatura universală. Acestea sunt cel puțin două direcții care fac parte din demersul artistic, pe lângă multe altele. Eu sunt puțin paranoică și nu prea vreau să spun, nu prea vreau să vorbesc despre conceptul artistic al locului, să nu ne fure cineva ideea. Pentru că pe cuvânt este, adică ce, pot să vă spun că nu, și fără să par, deși aș avea de ce, fără să par așa acum îngânfată, sau nu există în România ceea ce avem noi în minte să facem cu Grivița 53. Fără să vă cer să ridicați vălul mai mult decât îngăduie paranoia și superstiția, la rândul meu practic gândirea magică din plin, deci înțeleg reținerile, totuși tare mult aș vrea să am eu prima și de asemenea cei care se uită o asigurare. Vă cer să ne promiteți că și copiii vor avea ceva de văzut acolo, la Grivița 53. Și nu și copiii, copiii vor avea. Minunat, minunat. Deci părinți de copii, puneți mâna și cumpărați cărămizi dacă vreți ca cei mici ai voștri să crească mari respirând oxigenul cultural despre care vorbea Matei Vișniec. Nu știu, eu aș spune că
Noi ne-am făcut atât cât ne-am priceput. Eu nu sunt moderator de meserie. Eu, de fapt, eram aici spectatorul, pentru că altfel, cum ziceam, autor avem, arhitect, actor, regizor. Eu am fost doar spectatorul care e nerăbdător să aibă un teatru unde să meargă și să se simtă minunat. Mai spun că vom continua dezbaterile Humanitas, ne vom reîntâlni cu Ana Pelea, pentru că și ea a pus la cale ceva cu totul și cu totul deosebit. E o stagiune virtuală, sunt cuvintele dintre mine și tine. Căutați să vedeți spectacolele Oana Pelea, mai ales din nou mă întorc la cei tineri, dacă vă așteaptă la laureat în bibliografie Nichita, Caragiale, Eminescu, aveți în Oana Pelea un sprijin minunat. Matei Vișniec, sper că totuși ne vom revedea la vreun târg, că vom lansa împreună cărți. Și Cris Simion, mulțumesc din suflet că ne-ai pus să visăm și, sigur, ultimul cuvânt ți-l dau ție. Site-ul care puteți să deveniți ctitori este grivița53.ro. Asta în cazul în care de mâine sau de poimine nu veți vrea să faceți o plimbare în librăriile Humanitas, unde cărămizile vă așteaptă. Mulțumim din tot sufletul. Este o mare, mare bucurie și mare onoare să vă avem împreună. Fie să ne vedem cât de curând la Grivița 53. La revedere. Mulțumim, Humanitas. La revedere.